De la începutul războiului din Ucraina, cel puțin 500.000 de tone de cereale, evaluate la 10 de milioane de dolari, au fost trimise în Rusia sau Crimea din regiunile ucrainene ocupate de trupele rusești. Navele de cereale blocate în portul Berdiansk în ziua invaziei rusești au părăsit porturile în luna martie, la ordinul forțelor militare ruse, deși o navă acostată la Mariupol și nominalizată să se îndrepte spre Turcia a fost lăsată în urmă. Potrivit unor surse locale, grânele trimise în Rusia au fost luate fără a fi plătite, dar acest lucru s-a dovedit imposibil de confirmat. Cu toate acestea, chiar și în cazul cerealelor pentru care s-a plătit, prețurile sunt cel puțin la jumătate față de valorile achitate producătorilor din teritoriile controlate de Ucraina. Rusia a repus în funcțiune portul maritim Berdiansk, iar autoritățile de la Kremlin spun oficial că sunt pregătite să încarce cereale din porturile ucrainene pe care le ocupă, inclusiv din Mariupol, puternic avariat. Aveți mai multe detalii și informații într-un amplu material publicat pe site-ul agrotv.ro. Tot aici veți găsi și alte subiecte legate de fenomenul agricol românesc și nu numai.